Ce lucrezi că vei lua anul ăsta? Eu îl vreau pe unul, pe primul. Primul loc? Da, bineînțeles. Dar, da, hai să sperăm la al doilea și al treilea merge. Nu-i problemă. Până la urmă, orice titlu este binevenit, exact, nu? Exact. Tu? Ca orice fată din acest concurs aș vrea să-l iau locul unul, dar nu am înălțimea potrivită ca să iau ce ar trebui să iau, dar este ok, mă mulțumesc și cu atât. Dar părut o faci totul. Mersi frumos. După 3 ani de zile, adică în al 4-lea an, aș spera să iau și eu locul 1, cu toate că suntem multe fete frumoase și o să fie cam greu. Dar o să fiți foarte multe fete, dar acum ai experiență oarecum. Da. Și știi cum stă treaba. Da, cea mai bună să câștige. Doamne ajută, cea mai bună să câștige. M-aș mulțumi cu orice loc, n-ar conta. N-am câștigat până acum. Dar Doamne ajută să câștig și eu ceva acolo. Vreun loc. Vreun loc ceva. Îți dai seama că toate fetele luptă pentru titlul de Miss Plaja și tocmai că e o competiție, e foarte greu. Așa că cea mai bună să câștige, nu poți să zici nimic mai mult. Corect. Tu? Eu tot așa sunt. Ta locul 1. Sunt puțin mai micuță și mi-aș dori să iau locul 1, dar merge și 2. Adică... E modestă. Da. Ce pot să zic? Acum 10 ani practicam... Am luptat pentru asta și acum trebuie să vă mânez vouă. Dai ștafeta. Dau ștafeta. Practic, cea mai bună să câștige. Corect. Îi dau microfonul colegii mele să vă mai întrebe și ea. Eu cred că toate suntem niște regine, dar concursul ăsta este o competiție și, după cum spuneam, aș recomanda la toate fetele să participe la acest concurs, că exact este o rampă de lansare și o poartă deschisă pentru toată lumea. E suficient, Laurențiu, că nu știu ce să vreau. Deci, eu vreau să te întreb pe tine, cum e să câștigi locul 2? 3. 3. Nici n-am crezut că o să câștig, dar mă simt foarte încrezătoare și... Era și foarte emotivă anul trecut, adică ți-am văzut emoțiile în privire. Da, exact. Dar sunt, ți-am zis, sunt foarte mulțumită pentru locul ăsta și... Laurențiu, nu mai pot. Povestește-ne despre experiența ta din anii trecuți, că presupun că n-au fost... Practic, acum 10 ani. Din ce am auzit de la voi, nu mai este cam la fel nimic. Aparte că era trezirea dimineață, machiată, aranjată, tocurile la ordinea zilei, zâmbet pe buze, da, nu trebuia să lipsească. Cea mai grea parte, când se dădeau premiile, mai ales cine a câștigat, știți foarte bine că trebuia să stai la coadă, până ți așteptai rândul, dacă era să fii pântre fetele câștigătoare, ți să mă iau picioarele, rămâneai fără aer. Am auzit că ți s-a întâmplat să ți se rupă tocul. Da, mi s-au rupt pantofii, atunci nu aveam părul meu natural, aveam extensii, îmi căzuse și extensiile din păr, îmi pierdusem și una din ținute, dar cu toate astea am mers mai departe și am reușit. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Cum se fac înscrierile la Miss Plaja? Înscrierile la Miss Plaja pe www.mixconcurs.ro sau pe pagina de Facebook a domnului Emanuel Kerman. Poate să le scrie direct lui. Întrebări mai aveți?
Ce sfaturi ai putea să dai unei noi concurente? Pentru locul 1, ce sfaturi ai putea să-i dai unei fete care aspiră la locul 1? În primul și în primul rând trebuie să aibă zâmbet pe buze mereu. Trebuie să fie optimistă. Nu trebuie să asculte în stânga și în dreapta. Corect. Trebuie să creadă ea că poate. Chiar dacă colega din stânga sau din dreapta zice că nu sau... Nu, ea trebuie să creadă cât pe sine și totul o să meargă bine. Nu zice nimeni să nu-ți faci prietene. Trebuie să fim o comunitate, trebuie să fim. Da, dar e o competiție. Este exact. O competiție. Prietenie până la un punct. Exact. Mulțumesc. Dar asta nu înseamnă nici să fim arogante, nici să ne certăm una cu alta. Trebuie să fim exact ca o familie. Și bun simț. Și din câte s-a văzut, sau dacă ați observat, s-au legat foarte, foarte multe prietenii. Da. Care au rămas și până ziua de azi. Eu cunosc persoane care și-am rămas prietenă cu persoane și după 10 ani de zile. Deci, fetelor, ați înțeles? Să țineți cont de sfaturi, pentru că avem o expertă aici. Poți să mai repeste rog o dată? Da, telefonul domnului Chermani ne-a cam făcut pe toate să râdem. Deci mulțumim pentru sfaturi. Deci, fetelor, luați aminte, fetelor, baftă, puteți orice, sunteți frumoase. Să aveți încredere în voi. Încredere. Frumusețea deja există. O avem oricum. Da. Asta este. Tu, tu ești cea mai nouă. Da. Păi... Ce-ți dorești? Cum crezi că va decurge? Cred că mă voi distra și cred că mă voi distra și să-mi placă. Și chiar mi-aș dori să rămânem tot la fel așa prietenii, să ne înțelegem bine și să câștigi cea mai bună. Câți ani ai? Fac 17. Mulți înainte. De acum începe, ai toată viața înainte. Corect. Ești micuță. Și o să ai multe de învățat. Pentru cel puțin eu, din câte am întâlnit, nu am văzut persoane arogante. Ne-am... comporta ca o familie cu toate și la vară sper să fim din nou la fel, cu chitul că n-o să mai fie persoanele care eu le-am cunoscut. Practic, acum, cum a spus domnul Chermani, sunt veterană, eu va trebui să vă învăț pe voi, dar cred că o să ne distrăm și tocmai avem să fie, învățat de la tine. O să fie totul roz. Ce pot să zic fetelor? Baftă! Cea mai bună să câștige! Mulțumim! Și o să ne revedem. Curând. Curând, foarte curând. Colega, mai ai vreo întrebare de adresat? Nu. Hai, Laura, șunge. Sunteți pregătite pentru anul următor? Desigur. Cu mare drag. Și vă așteptăm cât mai multe fete alături de noi. Mai ales tu, cred că ești, nu? Cea mai pregătită. Și te văd și puțin mai motivată, așa. Sunt destul de și motivată. Emoționată. Da. Chiar am foarte multe emoții. Exact. O să fie o important e că, da, că ați participat și sunt sigură că fiecare dintre voi o să aveți o titulatură. Ne da. Povestiți care a fost cea mai faină. Cea mai faină amintire. Stai mai întâi, stai puțin să ne... Stai să ne vină. Cea mai faină experiență sau o boacănă? Boacănă, ce s-a stai puțin să nu, mă am gândesc. Am făcut multe. Am fost decât un primul. Întreabă tu. Spune-ne o boacănă care ai făcut-o. După aia o experiență. O întreb tu o boacănă și o experiență frumoasă. Okay. Care a fost cea mai mare boacănă care ai făcut-o la Miss Plaja? Una dintre ele. Așa, deci domnul Manuel mă suna în continuu ca să facem filmările pentru concurs și eu eram pe un schijet, mă dădeam foarte bine, făceam mă distram, ce treabă! De jur, fetelor, veniți la Miss Plaja că e cel mai mișto concurs. Deci, pe lângă faptul... Exact, exact. Deci, pe lângă faptul că... Câștigi sau nu câștigi, nu contează. Exact, se leagă prietenii. Exact.
și vă distrați, 100% maxim. Și experiența unică este simplu faptul că ai participat la concurs. Da, am reușit să și câștig. Bine, eram puțin mai creolină. Dar pentru tine este experiență unică? Da, clar. Cred că pentru toate. Corect, fetelor? Corect. Da. Hei, bună! Hei, Laura, ce faci? Provoacă-nă? Miss Sexy? Tot așa, una dintre ele. Dă-i microfon. Eram cu prietenele mele, bineînțeles, prietenele mele de la Miss Plaja. Și pot să spun că am fost până la Mega, domnul Chermani nu ne-a lăsat afară pentru că noi suntem minore. Eram. Acum, unele dintre voi încă sunteți, da? Și, fără băieți. Păi pot să spun că ne-am luat băutură, am stat toate și am băut până dimineața și dimineața când urma să ne trezim, chiar nu mai aveam nici un chef să filmăm, să facem absolut nimic. Iartă-mă, domnul Chermani, n-am ce să spun, asta e acum. O să se mai repete. Da. Curând! Asta voiam și eu să spun, că eram cu ea. A fost foarte tare, adică domnul Chermani ne lăsase cheia chiar a doua zi după concurs și ne-a dat voie atunci să stăm până la 12 noaptea și noi, în drum spre casă, am zis hai să dăm și noi o mini petrecere dacă tot am rămas noi și mai ales că eram doar prietene care rămăsesem după concurs. Și apoi a doua zi când aveam de filmat, abia, da. Dar nu și-a dat seama nici ziua de azi. Da? Noi ne cerim iertare. Deci nu prea exista punctualitate aici. Nu să spun eu. Eu de mama am ajuns în Costinești. Cea mai mare boacăna mea a fost că era să mă rătăcesc plajă. Tiram și eu cu Felisa. Ne-am dus și noi cu cafetele să ne plimbăm. Și nu mai găseam pe domnul Manuel. Era departe noi. Nu mi-a zis plate din niciuna. O experiență frumoasă. Fiind, da, exact, fiind și minoră, nu? Nu. Ba da, era minoră. Eu nu era minoră. Ai scăpat. Da. Tu? La mine e cea mai mare boacănă. Acum câțiva ani, domnul Manuel nu ne lăsa să ieșim. Și ne-am spus mai multe fete să fugim pe furiș la club. Ne-a reușit, dar una dintre fete a pierdut cheia și a trebuit să meargă la recepție și ne-a prins pe camere. N-a ieșit nimic bine. Normal. În rest, nu a fost timpul meu prea multe. Fetele erau mai ascultătoare și domnul Manuel era mult mai drastic. Și este. Și este în continuare. Așa și trebuie, nu? Că trebuie să aibă grijă de noi, de fapt. Iar ca experiență e tot în sine, cum ai zis și tu, concurs, exact. Fete, prietenie. Da. Iar ea, de iar ea exact, este la... acum începe pâinea. Deci, da. Fetelor, veniți pentru boacăne. Acum să o luăm și altfel. Spuneți-ne o experiență care vi s-a părut vouă cea mai grea din toate probele sau ce vi s-a părut cel mai greu? Aici pot să încep eu, că sunt mai veche decât ele. Cum ai prins și tu, pentru mine cel mai greu a fost proba de talente și defilarea în mare a fost ceva foarte greu. Ce ai avut la proba de talente? Pozat, am pozat. A fost mai ușor, dar fiind multe fete, multe aveau talente cu dans, cântat, era greu de să te compari cu așa ceva. Acum am înțeles că nu mai există proba de talente, da. Deci trebuie să aflăm de la ele. Ce talente aveți? Eu nu am, nu, eu mă exclud. Ce ți s-a părut cel mai greu în toată experiența ta cu Miss Plaja? Faptul că la început eu nu știam să merg pe tocuri. M-am dus direct la concurs. Și mergeam așa. N-aveam nicio legătură cu tocurile. Și părerea mea că mă făcusem de râs, de tot râsul, că mergeam și că eram în babă. Și acum te-ai obișnuit? Acum da. Tu?
Într-un an am defilat într-un local unde trebuia să defilăm, de exemplu, erau scânduri din alea care îți intra tocul și aveam fix tocul nepotrivit. Și atunci mi-a rămas tocul blocat chiar în timp ce filmam pentru defilare și am zis că nu se mai poate, eu nu mai au nimic și asta mi s-a părut cel mai greu. Pot spune că cea mai mare, cea mai grea chestie pe care am făcut-o la Miss Plaja a fost faptul că m-au durut picioarele foarte tare, foarte rău. Deci aveam picioarele roșii într-un hal și asta a fost cea mai tare, cea mai mare. Eu am mai multe de zis, ca de obicei. Prima, mi s-a făcut rău pe podium, îmi venea să cad jos din cauza căldurii. A doua a fost o ploaie, deci n-am putut să pozăm pe plajă deloc. Și a treia, cea mai gravă, fetelor, trezitul de dimineață. Greu, greu. Fiindcă seara, na, vreți să ieși și voi în oraș sau, știu, să vă ce să mâncați, ceva sau, na. Deci, practic, în afară de tine, toate colegele tale au avut probleme cu pantofii. Durutul picioarelor. Dar acum s-a obișnuit și tot o să fie bine, nu? Da. Da. Eu mi-am luat ceva comod. Perfect. Ca să fiu sigură că nu mă împiedic. Greu nu pot să spun că a fost, dar cred că sunt trei chestii care mi-au rămas. Căldura infernală, durutul picioarelor și trezitul de dimineață. În rest, o emoție frumoasă și o experiență frumoasă. Mai spuneți-ne ceva despre voi. Păi, fetelor, care dintre voi de aici vreți să mai concurați și anul ăsta? Și la Cherokee vreți să optați anul ăsta? Asta eu un pic mai hoțomancă, să știu să-mi fac o idee. Exact, rămâne un mister. Înțeles. Deci, fetelor, nu tocuri atât de înalte ca să nu mai aveți probleme. Exact. Vorbiți rău spre cum îți plaja? Cine? Adin. Mă cine a zis așa? Spațiu? Nu știu. Am auzit. Ce vorbiți despre displaja? Bine, rău? Ce nu mai laude. Sigur? Da. Bună ziua, bună ziua. Noi stăteam și vă ascultam ce povesteați. Tu ai jucat în videoclipul meu, nu-i așa? Da. A mai jucat cineva dintre voi? Eu. Și eu așa, acum 10 corect. Ani. Și acum 10 ani aveam un peruc roz. Pare că toate am jucat. Da. Când erau doar fetele cu peruci roz în cap. Da, îi salutăm pe cei de pe Facebook care ne urmăresc. Oricum, Miss Plaja este un fenomen atât de longeviv încât nu există cineva care să nu fie auzit și pentru asta toate meritele sunt ale lui Manuel, producătorul Manuel Chermani, felicitări. Păi puteți să-l aplaudați dacă n-aveți microfon. Dar da. Și pe Dino, care are 16 ani că prezentă Miss Plaja. Incredibil. Da. Incredibil. Sunt veteranul de aici la Lume Showbiz de România. Așa este. La concurs. Da, este un concurs, uite, mă uitam pe poze când filmam înăuntru în clubul, cum se numea clubul ăla, din Mamaia? Am filmat în Belagio. În Belagio, după care pe plajă au fost momente senzaționale. La piscină, acolo, la castel? La castel. Da. Sunt locuri care poartă amprenta Miss Plaja. Și sunt lucruri pe care sunt convins că sute de fete, dacă nu chiar mii, nu, mii de fete, Manuel, da, de-a lungul anilor, au, îl poartă în suflet, inclusiv Alexandra Stan, știți cu toate, nu? Că da, Alexandra Stan da. La 16 ani, cât avea? Da, 14 ani. 14 avea atunci. Da, și-a dovedit, cum să zic, dorința de afirmare și mai mult
feminitatea, fiindcă atunci când vii la Miss Plaja, spuneați de pantofi, că v-am auzit din spate. E normal că e greu, fiindcă acum moda este să porți numai încălțăminte fără tocuri, cât mai mari, atunci când te pui pe un toc este greu, e ca un sport nou. Dar, faci febră. Pantofii sunt mai importante de haine. Pantofii sunt mai importante de haine. Adică pe o femeie, dacă nu are pantofi, pare dezbrăcat pentru mine. Pe bună. Eu aș completa și m-aș duce puțin mai încolo, dar asta este fantezia bărbaților. O femeie, vorba ta, poate să pună orice pe ea, dar dacă nu intră un pantof, parcă linia corpului, parcă unduirea, parcă arcuirea ei nu este una... Se pierde, da. Absolut, da. Da, așa că, da, Miss Plaja e istorie în România și de aceea sunt convins că sunt foarte multe fete care în momentul ăsta se uită la noi, își doresc să vină, dar nu știu cum. Cum trebuie să facă, Manuel? Păi se intră pe www.missconcurs.ro sau pe Facebook meu, oricum sunt mai multe modalități, oricum fetele mă aduc prietenii, mă aduc părinții. Eu sunt de... Am prezentat prima dată în 2006 sau în 2007? 2006. 6. După aceea am făcut o scurtă pauză, iar apoi am revenit în forță și am rămas. Nu mai m-a dat nimeni la o parte. Așa, cert este că acest concurs înseamnă seriozitate. Aici vreau să pun accent pe chestia asta, fiindcă probabil fetele se uită și se gândesc, domnule, dar eu de unde știu, dar cum? Sunt de ani de zile aici și ați auzit că s-au plâns. Nu le lasă în club, nu iese nimeni. Cantonamentul e cantonament, este serios, nu intră nimeni, nu iese nimeni, iar filmările sunt atât de multe încât nu mai aveți timp nici să vă gândiți că seara ați vrea să ieșiți pe undeva. Asta odată și doi la mână este o școală. Este o școală, clar, o școală pentru... Chiar dacă nu reușești poate să înveți totul în cele 3-4 zile de cantonament, sigur în momentul în care te duci acasă și, nu știu, ești invitată la o petrecere, o să te gândești mai mult. Măi, să-mi iau, nu știu, Adidas și sau, mă rog, spuneți-mi voi ce se poartă acum așa mai cu, uite, alea, cum se numesc? Cizmele astea așa supradimensionate sau să mă duc într-un toc elegant. Adică deja o să încep să te întrebi, oare nu e cazul să-mi schimb stilul, să merg cumva spre elegant? Cum am simțit la proba de defilare în rochie de seară? M-am simțit lady, nu-i așa? Ia microfonul tău de la Manuel ca să te auzi. Eu n-am de ce să mă mai plâng, că merg non-stop pe tocuri. Am înțeles, nu e cazul tău. Eu acum vorbesc despre fetele care probabil au un stil sport și se gândesc acasă, păi să mă duc eu la Miss Plaja, oare sunt eu de Miss Plaja, mi se potrivește mie? Da, ți se potrivește fiindcă este o școală. Este o școală cum să devii în câțiva ani doamnă. Și nu mă refer la doamnă în sensul... căsătorită sau așa, mă refer la feminitate, la o linie, la o eleganță, la tot ce se numește, după părerea mea, femeie, femeia atrăgătoare, fiindcă, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, câți dintre bărbați se întorc după o fată îmbrăcată, cum se poartă acum în hainele alea lălâi, așa, și cât se întorc după una care e pe tocuri și, vorba lui Manuel, poate să aibă orice pe ea. Atunci când e pe tocuri, nu poți să nu te întorci, că vezi o, cum să zic, un leopard care merge așa. Și concursul de Miss Plaja, și dacă unul nu a câștigat, aduce o amintire în viața. Exact. I-am fetele că participat acum 20 de ani, are copii de 18 ani, că vrea să vină la concurs. Și mă scrie comentarii, wow, ce perioadă frumoasă am trecut. Și o amintire frumoasă, asta e. Și dacă nu câștig, oricum o amintire pentru o femeie foarte importantă. Exact. Unde mai câștigi astfel de amintire azi? Absolut. Da, este un cantonament gratuit, să spunem lucrul ăsta, să subliniem. Da, normal. Așa, este un cantonament care este în Mamaia,
adică la da. Fițe? Tot două am făcut la Mamaia. Nu, prima an am fost la Costinești. Da? Prima an, primul concurs am fost la Costinești când am venit în România. Știi că la început eu practic cumpăram fetele când se vine la concurs, când nu am avut unul. Mergeam, oferim banii când se vine la concurs, n-am nici concurent, nici unul, nici vorbam român. La urmă am fost la primii ani, am fost foarte greu, după acum vine multe fete. Acum sunt 31.000 de fete scrise la missconcurs.ro, foarte multe. Da, la început orice lucru e dificil. După se deschide. Da, și tu te-ai gândit foarte bine și la perioada în care să poziționezi concursul. Este perioada de după BAC, nu? Absolut după BAC. Toată lumea poate să vină la concurs, deci după 1 iulie BAC-ul terminat. Adică și fetele care are BAC-ul poate să vină la concurs. Exact. Da, plus că da, trebuie spus. Spuneți voi. Este ia experiență... Eu spune că vorbesc mai multe. Păi nu, că las că ele au vorbit până acum, acum suntem noi nevorbiți. Nu am auzit. Tu, cum te-am sentit la Miss? Tu, oricum, deja ai început să faci videoclipul la televiziune, da. A câștigat locul 3, dar oricum e o fată foarte activ. Eu vreau tot fetele în cam el, că, adică nu se oprește. În nicio caz, dacă spună mâine e filmare, pac, vine. Adică, clar, fetele să fie el cam. Este un exemplu absolut perfect. Nu te lau din fața totul, nu e adevărat asta. Mulțumesc. Și e foarte activ, foarte haiosă, adică... Sunt tot săgetător ca dumneavoastră, de asta probabil sunt așa... Bine, acum nu ne excludem altă semnă, dacă nu vine numai săgetătorii. Oricum și Dino e săgetător. Așa că seriozitatea, da, poate fi deja... O caracteristică a zodiei. Avem aici, ne jucăm cu niște pliante foarte frumoase, realizate de Laurențiu, pe care îl salutăm, este parte din echipă, este ochiul critic prin cameră al acestui concept, fiindcă Miss Plaja nu e doar un concurs. El se întinde și pe cantonament, cu filmări, cu tot felul de lucruri, iar evident eu am făcut de fiecare dată, am apelat la fetele de la Miss Plaja atunci când am avut proiecte, gen ultimul și cel mai recent este proiectul meu cu Fabian Sanchez, un artist columbian cu care am cântat un reggaeton, iar videoclipul realizat de Laurențiu sub evident producția lui Manuel Chermani a fost filmat chiar în timpul concursului și ghiciți ce? Am primit de la oamenii critici care îmi criticau mie videoclipurile, am primit la comentarii pozitive de nu mi-a venit să crezi. Zic, băi, voi nu înțelegeți că eram în pauză și puțin la sfârșit n-am făcut prea multe ce-ți. A arătat senzațional. Asta înseamnă că acest concurs arată senzațional. Felicitări, Laurențiu, încă o dată. Mulțumim, Laurențiu, Manel. Mulțumesc și eu. Laurențiu, sunt... 14 ani lucrează cu noi. 14 ani. Când am venit, am fost un copil și la Laurențiu. A da. Crescut cu noi, că a crescut cu Miss Plaja, cu firmele noastre. Eu un băiat foarte activ. Acum, uitat tot asta ce filmăm momentan, se descurcă singura. Adică nu are 3-4 cameraman, numai unul. Are, el. Are carul de reportaje cum era înainte? Are tot ce trebuie. Adică... Digital cu el, da. Și noi împreună producem videoclipuri foarte frumoase și apreciate. Da. Trecând de producție, încă o dată, mie mi se pare senzațional conceptul. Conceptul, siguranța pe care tu o acorzi fetelor și de ce nu premiile, care înseamnă contracte în valoare de 1000 de euro, iar contractele necesită, atenție fetelor, zi-tu, seriozitate. Frumusețe, în primul rând, seriozitate, punctualitate și motivație. Apropo, tu că ai câștigat locul 3. Da. Ai primit toți banii? Da. Ok, asta, adică am fost, da. Adică, dar și am venit pe toate evenimentele. Adică contracte, nu o să-mi iei banii și plec acasă. A participat tot evenimente pentru acest motiv mult, și a intrat în lume showbiz, a început să fie și la televiziune și la altele, adică a început să urca pe podiu. Da.
Dar pot să mă laud eu acum aici, că tu, când am venit la mine, spun, domnule, chiar eu sunt mulți ani că încerc să fac ceva, nu am putut să fac. Dar de când am câștigat Miss Plaja, clar că a început să... Exact, da. Nu, spun, anumite, asta e adevărul. Da, anumite portițe deschise. Asta contează. Fetele, ați vorbit voi, am vorbit prea mult și Laure și... Mai am eu o idee, apropo de portițele deschise. Imaginea contează foarte mult și, mai ales la început, dacă apare în clipul lui X, lui Y, pentru tine asta e o carte de vizită, iar eu de fiecare dată am încercat să fac lucrul ăsta și să ajut, să le ajut pe fete, că evident puteam să iau de la firme de casting și așa mai departe, dar așa cum Miss Plaja de, ai zis tu, 16 ani? Continu, că eu nu i-am mai numărat. Așa... Și eu, evident, că mă identific cu acest fenomen, acest eveniment în lumea frumuseții din România. Și mai mult, sunt prieten cu Manuel de atâta timp încât ne și sfătuim, ne și ajutăm cu tot felul de lucruri. Ce vreau să spun, și asta e foarte important, Manuel de fiecare dată a încercat să ajute și mă refer începând cu anul 2006, de când am făcut prima dată parte din echipă ca și prezentator, a încercat să lanseze dintre fetele de la Miss Plaja și prezentatoare. Fiindcă una este să fii frumoasă, una este să apari, să vinzi ca produs, să fie influențăriță, așa, și alta este să devii și prezentatoare. Apropo, mi-a plăcut cum ați luat interviu. Așadar, ai o portiță și aici, că tot ai folosit tu diminutiv, o portiță. Acum vorbim ceva puțin privat de Dino, deși eu sunt clar, eu prieten foarte bun de Dino. Dino, când am fost puțin dispărsit cu Dea, am fost șocat. Clar, am venit aici la pământ. L-am scos de sub pământ și acum este foarte fericit. Și clar, este mai fericit dinainte. Așa e, nu? Da, așa este, fiindcă... Am fost dezamăgit, am fost distrus. Viața are surprize nebunuite. Absolut. Și ceva care poate să ți se pară cumplit, nu știu, un loc 3, așa, poate să ți aducă prin ambiția, știi, pe care ți-o aduce, să ți aducă, uite, nu știu, în primul rând, continuitate. Da? A luat locul întâi? Am avut atâtea locuri întâi de-a lungul anilor care nici nu veneau la emisiuni. Nici nu veneau să-și ia banii din contract. Erau, eu sunt Miss Plaja. Nu e suficient să fii Miss Plaja. Trebuie să existi, să performezi în continuare, să fii, nu? Absolut, mergi mai departe. Iar în momentul în care iei un loc 3, poate fi un imbold mai mare decât locul întâi, cu care îl pui în vitrină și stai și te uiți. Oh, ce frumos. Nu, nu e suficient. Da, așadar contează foarte mult și în viață. Chiar și celelalte locuri. Trebuie să vorbesc la microfon. Chiar și celelalte locuri sunt. Adică și celelalte. Aici trebuie să-l felicităm pe Manuel că este un concurs unic în care sunt titulatori, cum le spun eu, speciale. Prima dată când am auzit Miss Bronzata, evident, toată lumea a zâmbit. După care ne-am dat seama că, stai puțin, suntem la mare. Bărbații apreciază un ten frumos. Are dreptate. Am mai auzit de Miss Simpatica. Iarăși, toată lumea, ha, ha, ha. Și pe urmă te-ai gândit mai profund, zic, Miss Simpatica. În momentul în care te uiți la televizor și vezi prin planul cu voi când defilați, da? Adică vă vedem la față ca lumea, ai afinități, fără să vrei. Uite, fata aia mi-a plăcut. Asta n-a zâmbit. A, asta era tristă. Pe fata asta o dureau picioarele și n-a zâmbit de la pantofi. Așa, da. Deci sunt premii speciale pe care de-a lungul anilor Manuel a gândit și sunt foarte multe, fiindcă foarte multe fete merită și sunt încurajări. Dacă nu primeai acel premiu special, ai primit un premiu special? Da. A, exact. Și dacă nu-l primeai, probabil azi nu era aici, dar ăla te-a motivat, da. Te-a ambiționat. Da. Bine. După ani de zile în Italia, când a dus concursul Miss Plaja la un nivel fantastic, Manuela a venit în România și a făcut același lucru și, evident, experiența de acolo s-a văzut.
Știi că eu în Italia făceam un alt concurs, una propusă pentru cinema, adică m-am făcut 8 ani în Italia experiența asta. Iar de când sunt mic fac concurs și poze, adică sunt fascinat la camera. Asta e, pasiune te aduce la celebrita. Culma că eu sunt arhitect cu clădire, dar pe timpul liber, după la ora 3, adică până la ora 10, 11, nu am o ore, sunt cu fetele, vorbesc, comunic. Oricum, fetele să comenteze. Uite, asta e important pentru părinții, pentru părinții fetelor să știe discuțiile, înscrierea, toate lucrurile astea amănunte, gen deplasare, gen ore de venire, etc., se discută direct cu producătorul Manuel Chermani. Deci este, nu este cineva intermediar, este sigur, sigur lucrul ăsta. Da. Plus că domnul Manuel... Vreau să le întreb ceva. Care a fost reacția când au văzut, când au văzut în videoclip? Fiindcă în videoclip ai fost, dacă Manuel te-a ridicat acum și a zis că ai fost sexy, în videoclip ai fost bombă sexy. Da. Și tot bombă e. Mersi frumos. Hai, stai în picior, vedem. Ai luat ce? Miss sexy, nu? Da. Nu merita Miss sexy? Da. Mă așteptam să iau Miss bronzata, pentru că sunt bronzată, dar Miss sexy nu. Care a fost reacția oamenilor când au văzut în clip? Ce au zis? Te-au certat, sincer, părinții? Nu a fost ceva wow, pentru că asta fac eu, asta este munca mea, dansez în videoclipuri și le-au plăcut cum am ieșit. Da, să știi că la montaj nu eu am fost cel care te-a băgat de atâtea ori, ci Laurențiu. Așa. Da, eram curios dacă tu faci și tu, mi-ai zis că și tu la fel, nu? Da. Apari deseori în clipuri. Da. Nu. Ideea era să fie cineva nou care a apărut și să-i simt reacția, fiindcă un videoclip te evidențiază altfel decât ești în realitate. E vorba de postura pe care o ai atunci, de rolul, de muzică. Imaginați-vă că o piruetă pe o muzică lentă e într-un fel, o piruetă pe o muzică rapidă de altfel și pe mesaj gen reggaeton, cum a fost al nostru. Iar, da, fetele ies altfel, devin altceva. Oricum, mulțumesc încă o dată că ați participat. Zâmbim la Laurențiu? Sau vrei instantanee? Așa. Tu ai vorbit? Când ai venit la concurs, tu? În 2017 sau 2018. Da, am venit de 2 ore, cred. Da. Nu? De 2 sau de 3 ori, da. Da, și tu ce ai luat? Miss? Miss bronzata, am participat și la videoclipul lui Dinu Maxer. Da, la mare. Sandunga. Sandunga. Da, a fost la fel, o rampă de lansare, o experiență nouă. Te simți altfel când te vede lumea într-un videoclip. De cel puțin cu videoclipul tău atunci, da. A, păi stai că am cu cine să discut. Deci cum a fost? Participase pentru prima oară, nu? Câteva milioane, mi se pare, de vizualizări și chiar m-a cunoscut familie, prieteni, cunoștințe și da, te simți ca o vedetă într-un fel, știi? Vai, te-am văzut la Dinu. Crește stima în tine. Dar n-au fost reacții de genul, mă, eu nu te știam așa sexy. Îți dai smac de la băieți, la bărbați, da, mai vin, unde ai ascuns corpul. Exact, despre asta vorbeam. Da. Da, și a adus pe prietena. Pe cea micuță, da, tot la fel. Foarte dit. Acum e aici timidă, dar nu e așa timidă. E de treaba. Am spus, trebuie să bag pantofi cât mai înalt, că nu are înălțime foarte înalt. Și concursul meu nu mă baza numai cu înălțime. Eu sunt prieten cu Cătălin Botezato. Când face un casting el, împreună, nu am fost mult la început. Și vedeau cu înălțime. Tu, da, tu, nu. Dar i-am bazat pe talentul. De exemplu, Alexandru Sant, la concurs, a avut 1,58. Adică nici 1,60. Dar am avut și 14 ani. Dar clar că nu am fost o Miss cam pe podiul din Milano. Dar i-am luat, am dat titlul Miss,
De ce am fost talentat asta? Pentru mine contează mult mai mult talent, că de ce defilare pot să facă orice, dar talentul nu are toată lumea. I-a luat chiar Miss Plaja? Nu, am luat-o cu trei. Nu cu trei? Da. De ce? Toată lumea critica pe ani că de ce l-am dat Miss Plaja la unul așa, după acum apreciază toată televiziune, omul a fost deștept, omul, că l-a dat Miss Plaja la unul talentat. Adică, la început, lumea nu baga din seama, mai ales televiziune, știi că critica. Că germanii, fetele, urute, scurte, acum, toată lumea închide gura acum. Toată lumea, că nu are voie. Da, uite, apropo de chestia asta, asta trebuie să vadă un producător. Trebuie să vadă puțin mai departe decât moment. Iar pentru mine e foarte important și ani de zile mi-a luat ceva să înțeleg chestia asta. Există două feluri de categorii de femei care urcă pe podium. Modelele și fotomodelele. Da? Deci modelele sunt cele care defilează, gen Cătălin Botezatu, care trebuie să aibă o înălțime, atitudine, o lejeritate, chiar o dimensiune specială. Adică, atenție, vă povestesc ceva extrem de interesant și cred că unic. Nu v-am spus niciodată chestia asta. Laurențiu, să faci un reel din asta? Stai să-mi iau atitudine mai serios. Așa, în momentul în care Nicoleta Luciu, care a fost ani de zile sex symbol, am fost împreună din 98 până în 2005, vrea să ajungă pe pod, își dorea, ea și-a dorit foarte mult acest statut de fotomodel și... Totdeauna, scuzate, Dina a avut gagice frumoase, frumoase, sexy. Și apropo de viziune, eu am cunoscut-o în 98 când ea nu... Noi am fost mic și nu a avut... Cu Dino a urcat pe podiu, a venit și mai sexy, și mai frumos, dar... Asta apropo de să vezi în viitor sau să vezi în, știi, într-un lăstar copacul, știi? În momentul în care eu am cunoscut-o pe Nicoleta, eu am cunoscut-o în public, aplaudat la o emisiune. Eu cântam. Și așa i-am luat numărul de telefon. Iar, ai luat tu ăla, Daniel? Nu, l-am luat eu. Nu știu de ce, eu la viața mea n-am fost foarte curtat. Am avut așa o barieră, probabil. Știu că eram extrem de adorat, dar nu, femeile n-aveau curaj să vină spre mine. Și e mai bine, că e greu să refuzi. Așa. Iar momentul în care am... Nicoleta, deci ea avea, după părerea mea, dimensiuni perfecte. 90-60-90. Punct. Da, deci toată lumea i-a văzut silueta în Playboy. Nu era acceptată ca model, da? Deci model de defilare, fiindcă era prea sexy. Modelele trebuie să fie puțin mai, hai să zicem... Inalt, mai slab. Exact, mai fără forme. Da. Nu știu de ce creatorii așa caută... creatorii. Da, caută forma asta la femei pe care cică să se așeze bine haina. Hai. Da. Iar ulterior am înțeles că nu contează dacă nu ești pe podium, unde îți dorești să fii, fiindcă în lumina reflectoarelor, 100 de fotografii acolo, blitzuri, e o senzație unică, am fost și eu de câteva ori. Dar durează o perioadă, două cu pică. Da, aia, într-adevăr, e scurtă perioada în care strălucești pe un podium. Însă ca fotomodel, uitați-vă la Menghina. Da. Așa. Care este... probabil cel mai longeviv fotomodel în câte reclame. O știți, da? Știți de cine vorbesc. Apare toată reclama. Și acum am văzut reclamă cu ea. Și este de când eram cu Nicoleta, adică din anii... Așa am și cunoscut-o prin Nicoleta. Era prietena lui Fodor. Menghina. Așa o cheamă, cum o cheamă? Așa. Și este... Deci exemplu că poți, ca fotomodel, poți să fii extrem de longeviv în zona asta față de un model care, dacă și-a schimbat culoarea părului și creatorul, deci eu nu vreau o roșcate. Pa, atâta face. Și ți s-a terminat... Iau las pe tine că știi să
închide tot. Ia puțin, mă cheamă cineva. Continua, păi vezi, mă cheamă și pe mine? Fetelor, ce să zic? Îmi pare bine că v-am cunoscut. Ca să fac o glumă, îmi pare bine că m-ați ascultat. Ce pot să vă spun? Cea mai bună să câștige. Ne vedem în vară. Ne revedem curând. Zâmbetul mereu pe buze. Tocurile să nu mai fie o problemă. Ați auzit? Exercițiu acasă. Indiferent cum, unde, când, tocurile în picioare. Vă pup și ne revedem curând. Bun. Încheiem spunând www.missconcurs.ro este site-ul, paginile de Facebook. Dacă scrieți Miss Plaja, găsiți inclusiv pagina producătorului Manuel Chermani. Așadar, acolo vă puteți înscrie. Puteți să înscrieți și mie, dacă vreți, că vă trimit imediat la Manuel. La revedere și vă așteptăm în vară. La Mamaia ne distrăm. Așa-i, fetelor? Da!